Ne-am întors, suntem în a doua jumătate a emisiunii Agricultura, o șansă pentru România și discutăm cu ocupatul Alexandru Potor, președintele Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală, pentru că, dacă urechea nu mă înșală, cineva tocmai l-a sunat pe domnul Potor, dar sunt convins că își va păstra bunăvoința și ne va fi partener pentru încă 24 de minute. Nu greșesc, domnule Potor, nu-i așa? Nu greșiți, un coleg, domnul Cozan de la Suceva, un coleg reprezentant al Galului Bazinul Dorilor. Cred că vă e cunoscut, Galul Bazinul Dorilor. Dar păi, o să-l revin cu de fapt pe dânsul. Dacă e persoana pe care am sunat-o și eu să vorbesc, sper că s-a întors în România și îi lansez încă o dată invitația să mă sune și să facem o emisiune despre acel grup de acțiune locală. Domnule Alexandru Pot, mulțumesc, poate, știți cum, face și dumneavoastră lobby pentru mine și atunci e în folosul tuturor. Îmi vorbeați de alocările bugetare, eu le-aș numi meschine. Îmi vorbeați de intenția cuiva, a unora de fapt, poate o neînțelegere a lor, de a scoate activitățile neagricole din finanțarea viitoare a PAC-ului. Din punctul meu de vedere, e un nonsens, pentru că și oamenii de la țară au nevoie de o frizerie, de un service, de un atelier de reparații mecanice, da? Sunt activități non-agricole, dar omul de la țară, care are drepturi la fel ca cel de la oraș, nu trebuie să meargă 30 de kilometri cu microbuzul ca să se tundă, da? Deci activitățile non-agricole sunt esențiale pentru bunul trai la țară, în rural. O să vă întreb așa, nu o să vă întreb cine nu înțelege acest lucru, pentru că e o meschinărie dictată de alte interese. Domnul Alexandru Potor, și totuși, deși s-a dovedit, nu doar în România, că aceste grupuri de acțiune locală sunt bune, că aduc în jurul lor mai mult suflu, oameni, bunăstare, de ce au alocări bugetare atât de mici? Uneori ai senzația că sunt firmituri de la o masă mai mare. Nu vreau să fiu peiorativ, dar cred că senzația de subfinanțare e prezentă și la dumneavoastră. E adevărat. Acum, fără să vreau să fiu, să transmit un mesaj negativ, e clar că nu se va pune cazul să nu existe finanțări pentru întreprinderea non-agricolă, pentru a face non-agricole în politica agricolă comună, în fondul de repartiție și dezvoltare rurală. Eu vorbeam despre o tendință și de o presiune care se manifestă din ce în ce mai pregnant în această direcție. Iar orice presiune știți că are ca efect o diminuare a unor marge pe anumită zonă și crește în altă zonă. Senzația mea este că se diminuează marja de finanțare pe zona aceasta a afacerilor agricole care privesc în ansamblu dezvoltarea zonelor rurale, dar poate este doar o senzație. E doar o senzație. În același timp, nu pot să spun că sursele pe care le avem la dispoziția lucrurilor nu sunt importante. Oricum, 150 de milioane de euro, aproape 128 cât sunt în tranziție, tot cu fondul EURI, plus încă 22 de milioane de euro care provin din perioada 2007-2013, un rest de finanțare care acum se îndreaptă către grupul de acțiune locală pentru mecanism. Nu vreau să insist asupra lui bucătării birocratice. 150 milioane de euro sunt bani mulți. Sunt bani foarte importanți pentru teritoriile noastre, pentru proiectele care pot fi dezvoltate la nivelul fiecărei populație locală și sperăm că vom avea și mai multe resurse alocate prin planul strategic. Practic, acolo e grosul finanțelor și așteptăm să vedem ce resurse va fi pusă la dispoziția grupului de acțiune locală. Părerea mea de rău este că la potențialul care există în grupul de acțiune locală nu se pune mai multă încredere și nu se face o alocare financiară mai mare. Și asta este detrimentul tuturor. Se duce foarte mult despre nevoia de a avea o împărțire corectă, echilibrată la nivel național a resurselor financiare. Grupurile de acțiune locală fac asta. S-a dovedit foarte clar că nu reușim să împrăștiem, dar spus în sens pozitiv, resursele financiare mult mai echilibrat la nivel național, nu avem nu se înregistrează niște acumulări nefirești de resurse în anumite zone, în timp ce vaste suprafețe și un număr important de beneficiari rămân fără finanțare în anumite zone. Deci grupurile de acțiune locală apar, funcționează și ca un
filtru, ca un factor de dezvoltare a tuturor teritoriilor la nivel național. Asta e un lucru care trebuie și ar trebui să fie utilizat printr-o până în încărcături financiare mai mare la nivelul galor. Și în același timp, prin excelență, am reușit să finanțăm și acei beneficiari, acei fermieri care de obicei nu prea primesc finanțare, pentru că nu au capacitate tehnică, juridică, de cunoștință și mai departe să fie finanțați prin măsurile clasice. Deci, de foarte multe ori, beneficiarul consultă nu ar fi fost niciodată o finanțare dacă nu ar fi fost făcut la nivelul grupului de acțiuni locale. Deci, două, să spunem, elemente foarte importante care țin de calitatea utilizării fondurilor europene în România, distribuție echilibrată și acces, să zic așa, democratic la fonduri, care pot fi utilizate, care pot fi atinse aceste deziderate prin utilizarea grupurilor de acțiuni locale. În condiții în care ai aceste instrumente care sunt deja mature, care funcționează de 10 ani în România, am menționat mai multe ori 239 de grupuri de acțiuni locale în zona rurală, mai mult de 1000 de experți de dezvoltare care sunt angrenați în aceste grupuri de acțiuni locale, de ce nu primi mai mult la dispoziție? Noi am solicitat, Fenegal a solicitat Ministerul Agriculturii, estimam noi cel puțin 220 de milioane de euro în perioada de tranziție să fie disponibil. Am primit doar 128, probabil, zic eu, așa de 80-100 de milioane de euro mai puțin decât estimasem. E o diferență foarte mare față de ceea ce am așteptat. Mi s-a explicat că sunt cerințe din partea tuturor, că există o presiune foarte mare, că pandemia a creat așa un efect de arc întins imediat ceea ce din momentul în care toți fermierii, potențialii beneficiari, întreprinzători au scăpat de pandemie, s-au grăbit să investească mai mult să prindă fonduri și că există o presiune foarte mare pe aceste resurse care sunt disponibile în perioada de tranziție și asta e o condiție pentru care nu pot fi alocați mai mulți bani, dar noi am insistat că banii ăștia pe care îi solicităm nu se duc către caluri, că nu pleacă galul cu niște bani acasă. Banii și se duc tot către beneficiarii din teritoriu. Deci, practic, noi suntem un mecanism și un canal care dă calitate implementării fondurilor europene. Asta este mesajul pe care l-am transmis. Deci, eu cred că de, încă după 10 ani suntem încă în urmă cu înțelegerea, zic eu, profundă a fenomenului bine. Nu o să intru iarăși în niște detalii foarte tehnice, vă rog, în această întâlnire, dar noi am făcut niște calcule și a rezultat că, cel puțin, odată cu alocarea de tranziție, noi care a trecut în perioada de tranziție, alocarea financiară în cadrul programului LEADER, care inițial a fost negociată și a fost pus în practică la 700 de dolari în bloc financiară din pilonul 2, în loc să crească, de la 7% a scăzut la 6%. Iată că asta este o contraperformanță în condițiile în care s-au motorizat, au funcționat și iată că au primit mai puțin bani. E un semnal pe care de alarmă pe care îl tragem către Ministerul Agriculturii, către decizii administrative, că e păcat că ratează posibilitatea utilizării acestei infrastructuri a galurilor în beneficiul tuturor cetățenilor, beneficiilor cei care lucrează în mediul rural, fie că vorbim de tineri întreprinzători și cei care doresc să facă o afacere în zona aceasta, așa cum spuneți, zona agricolă, de la fizicul, sau o mică fabrică. Domnule Alexandru Potor, mă întorc la subiectul agricultură și rural digital. Dau de o parte fermierii care și-au permis accesarea unor programe care i-au dus deja cu un pas înainte. Dau de o parte și modul în care cei mai mulți de la țară folosesc rețelele sociale sau au televiziune prin cablu. Nu asta înseamnă digitalizare și știm, și modernizare. Mie mi se pare că nu există o cale comună și un unic transmițător al informațiilor, programelor, cursurilor de pregătire, cum orice vreți dumneavoastră, care să meargă spre rural în așa fel încât satul românesc să fie pregătit pentru această transformare. Vrem, nu vrem, ea vine, da? Ne e clar de la nivel european. Noi nu suntem în vestul Europei să avem deja
atâta experiență acumulată și la noi parcă nu se vrea. Eu nu văd un unic actor care să eventual să desemneze pe altcineva și să-i spună dumneata te ocup de popularizare, iertați-mi termenul, de popularizare a informațiilor, dumneata le explici țăranilor ce e digitalizarea și agricultura inteligentă. Avem camerele agricole, nu camere, direcțiile agricole, camerele agricole nu sunt și multe altele. Dar fiecare lucrează pe parohia lui, iertați-mă, încearcă unii să facă. De ce această dezbinare? Nu-mi dau seama, domnule Potor. Asta este, poate avea multe explicații. Eu mă întorc la regulamentul european, cel care este propus pentru viitoarea politică agricolă comună, care, după cum știți, condiționează alocările financiare și derularea proceselor financiare de punerea în funcțiunea unui sistem de consultanță și consiliere pentru fermieri. Sistemul AQUIS, deja cred că a fost dezvoltat inclusiv în emisiunile dumneavoastră, ce înseamnă sistemul AQUIS, care sunt rigurile pe care acest sistem de consultanță și consiliere pentru fermieri ar trebui să-l atingă. Foarte important, banii sunt și disponibili. Avem și bani europeni pentru punerea în funcție acestui sistem de consultanță și consiliere, care cred eu că ar trebui să aducă la același nivel cunoștințele sau cel puțin să încerce să echilibreze nivelul de cunoștințe la nivelul zonelor din România, la nivelul diverselor categorii de fermieri. Acest sistem de consultanță și consiliere, repet, mă întorcându-mă către acea senzație că de multe ori punem accent pe finanțarea brută a investiției și nu ne uităm către zona aceasta de calitate, să spunem, a investițiilor. Sistemul ăsta ar trebui să fie un sprijin uriaș pentru fermieri, de la momentul în care oferă niște informații în timp real vis-a-vis de ce înseamnă utilizarea progresului tehnologic, digitalizarea, agricultura, locuitorii și așa mai departe, până la sprijin în activitatea curentă, sprijin care se însemne chestiuni care poate câteodată nu sunt nu sunt în lungimea de undă a fermierilor. Poate că fermierii nu sunt informați la un moment dat despre pericole care îi gândesc. Ar putea să fie în acest sistem inclusiv o parte legată de avertizare timpurie asupra pericolelor, asupra daunelor sau riscurilor pe care fermierii le pot întâlni în parcursul unui ciclu de producție, fie că vorbim de fermieri care acționează în agricultura, în zootehnie sau în cultura vegetală sau legumicultură, legumicultură, peste tot e nevoie de informații. Acest sistem AQUIS ar putea să fie un element care să asigure coeziunea și să asigure calitatea în actul de pronunciare a unui termen. Întorcându-mă la ceea ce a spus dumneavoastră, este clar că avem nevoie de informații, avem nevoie de apunere de competențele la un loc. Oportunitatea a fi că, în înseamnă strategic, acest sistem AQUIS trebuie să existe. Deci, practic, el vine la... E și o oportunitate, este și o obligație. Nu numai că mi se dă posibilitatea să-l facem, să-l finanțăm cu fonduri europene, e și obligatoriu să facem lucrurile astea. Deci, prin urmare, aici trebuie să ne concentrăm mai mult. Fenegal este membru al Comitetului de Monitorizare pentru Planul Național de Dezvoltare Rurală și în grupurile de lucru pentru Planul Național Strategic. Deocamdată nu am nicio discuție la nivel oficial asupra ceea ce înseamnă sistemul acesta AQUIS de consultanță și consiliere pentru fermieri. Eu vă spun că acest sistem nu se pune în practică și am discutat și de celelalte state europene. Nu va fi pus în practică foarte ușor, pentru că riscăm să eșuăm într-un simulacru de sistem de consiliere și consultanță și să ne întoarcem către vechile structuri care, dacă mai există sau nu funcționează la nivelul direcției agricole, acele structuri ar putea, să sperăm noi, să fie considerate valide pentru constituirea unui singur real sistem AQUIS, dar eu mă îndoiesc că la nivel european va fi acceptată actuala structură sau felul în care sunt organizate lucrurile în România. Nu degeaba fac vorbire de acest sistem de AQUIS și de consiliere și consultanță, pentru că noi cadrurile și Fundația Fenegal a făcut așa lucru, noi considerăm că putem fi actori foarte importanți acestui sistem.
prin faptul că avem birouri teritoriale, avem o dezvoltare regională, 239 de, practic 231 de puncte de informare, 231 de puncte de contact cu fermierii, câte 239 de gardă sunt. Deci această infrastructură există. Ea poate fi preluată, inclusă în sistemul AQIS ca o parte componentă. Nu o să înlocuim noi, să spunem că suntem noi doar galul de sistemul AQIS, dar putem fi o parte foarte importantă acestui sistem de consultanță și consiliere. Și foarte important, nu plecăm de la zero. Galurile lucrează permanent pe baza unei strategii care este făcută în conformitate cu teritoriul acolo unde sunt distribuite galurile. Ce înseamnă asta? Sunt experiențe care lor cunosc foarte bine realitățile zonii sau oricum cunosc mai bine decât cineva care a venit să plece de la zero să spună că vrea să facă o analiză a teritoriului și să implementeze, de fapt să spună cam care sunt nevoile de consultanță și de consiliere la nivelul acelui teritoriu. Deci galul există, e acolo, poate fi pus la treabă în acest sistem foarte complex despre care știm sigur că nu va fi ușor de pus în practică. Deci iarăși avem o obligație de a pune un sistem în practică, avem o oportunitate de a finanța din fonduri europene, avem galurile care sunt acolo în teritoriu, care au reprezentativitate la nivel local, avem o groază de oameni care funcționează și lucrează în galuri care, eu sunt sigur că și discuțiile pe care am avut cu colegii, au disponibilitatea de a fi parte acest sistem, acestui sistem AQIS. Sper să nu ratăm această oportunitate și să nu punem mai multă încredere în galuri și să le dăm mai multe, sarcini, pentru că de fapt asta este o responsabilitate pe care ne-o asumăm în cadrul acestui sistem care e bugetat în resurse europene. Deci iată că e o oportunitate în față, galurile vor să facă, suntem disponibili să fim parte a sistemului, sper să fim și auziți de Ministerul Agriculturii când se va pune în discuție această problemă efectiv a creării sistemului în care va funcționa acest AQIS. Să vedem. Deocamdată nu am văzut chestiuni oficiale cu sistemul. Bun, vom vedea că nu mai e mult. Haideți că, din păcate, o să terminăm emisiunea și înțeleg că vă pregătiți de drum. Vreau să mă întorc la Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală. Plecați cumva spre Moldova? Da, am primit o invitație foarte frumoasă din partea colegilor din partea nord-est a țării. Ei fac un proiect de cooperare foarte frumos, de finanțare care a fost activată și activă pentru toate lucrurile din România. Ei au reușit să se furnizeze un proiect dedicat istoriei răzeșilor. Este un proiect comun care vizează grupuri de acțiune locală din Moldova, regiunea noastră istorică, dar și din Republica Moldova. E un proiect foarte inovativ care se reușește o cooperare transfrontalieră care se, cum spuneam, centrează pe istoria și viața și caracteristicile comunităților de răzeș, atât din strângerea, dar și din dreapta omului. E un proiect foarte frumos de înfrățire între în interiorul națiunii noastre române, bazat pe o istorie foarte frumoasă. M-am bucurat că toți colegii noștri care s-au implicat în proiectul ăsta, și nu sunt puțini, din câte știu, sunt de la 13-15 galuri din România și poate cred că în jur de 10 galuri din Republica Moldova care sunt implicate în acest proiect. Am reușit să pună pe picioare această inițiativă foarte, foarte interesantă și am să vă transmit și poate imagini și așa un press release asupra felului în care evoluează acel proiect despre cultură, despre tradiție, despre istoria noastră unică, comună. Sunt lucruri pe care, din fericire, putem să le facem cu foarte multă pasiune de acești colegi, acești oameni care se ocupă de proiectul ăsta. Știu că l-au urmărit de mult timp și am primit cu mare bucurie invitația de a participa în această inițiativă comună transfrontalieră. Cu ocazia acesta va fi și o discuție despre produsele locale, dacă nu înșel, cașcavalul de la Săveni, va fi prezentat împreună cu vinurile de la Milești, din Republica Moldova, deci o înfrățire gastronomică și, în același timp, zona de degustare a vinurilor, fericită. Practic, un proiect de
de suflet, dar și cu o rezonanță importantă în ceea ce privește promovarea profesorilor noastre și în România și în Republica Moldova. Ele în sine reprezintă modele de dezvoltare locală, cu faptul că sunt produse în regiune pe care le-am menționat, Botoșani și în zona Mireșilor în Republica Moldova. Și proiectele respective și indică felul în care putem utiliza resursele financiare ale Uniunii Europene pentru a ne promova mai bine pe piețele interne, naționale, europene și cele externe. Sunt modele, eu zic, de foarte bună practică cele pe care le inițiază colegii. Domnule Alexandru Potor, pentru că mai avem 3 minute, hai și 10 secunde, vorbeați de cultură, de promovare, de produse tradiționale. Credeți că galurile ar putea să suplinească într-o piață liberă, evident, unde fiecare se promovează, o oarecare lipsă de interes a noastră, a consumatorilor, nu spun a autorităților, pentru crearea unei baze de date? Ea există într-un fel la nivel național, da, cu produse tradiționale, dar stă pe un site acolo, e o aplicație într-un telefon, bine că a fost făcută, sperăm să o vedem revigorată. Galurile ne-ar putea ajuta mai mult să ne cunoaștem mai bine țara? O să vedeți mâine ce drumuri sunt spre Moldova. Nu vă spun mai multe. Eu zic că da. Și înainte de a ne lăuda cu niște proiecte foarte frumoase, în care investim asemenea foarte multă voință și energie în nivelul galurilor din România și Portugal, vă spun că sunt în derulare, dar aș prefera să nu vorbesc acum, poate cu ocazie viitoare să prezentăm lucrurile dedicate cooperări între diversele regiuni istorice și, de ce nu, chiar microregiuni care încearcă să promoveze tradițiile, gusturile, secretele culinare pe care le au fiecare în parte, dar nu numai acestea, în zona de gastronomie, dar și cele de turism, de posibilitate de a petrece timp liber, timp de calitate cu cei dragi. Avem asemenea proiecte în nivelul galurilor, federațiile le susține. Aș vrea cu ocazie terminare să le prezentăm într-un pachet, pentru că se lucrează la mai multe asemenea inițiative. Colegii din Consiliul Director și-au asumat, avem un vicepreședinte de fiecare regiune de dezvoltare, un vicepreședinte al Senegal, și-au asumat să promoveze aceste proiecte în fiecare regiune de dezvoltare, deci am putea avea șansa unică să avem câte un asemenea proiect de încălzire a galurilor în zona aceasta de promovare de produse de calitate în fiecare regiune a României, iar în final Senegal acționează ca integrator să ofere o imagine de ansamblu la nivel național în toate regiunile României pentru asemenea tipuri de proiecte. Ar fi un proiect și este un proiect pe care îl urmărim cu foarte mare atenție, pentru că odată pus pe rate, cred că acest proiect ar putea să fie un bun exemplu de, așa cum spuneți dumneavoastră, de promovare inteligentă a bunului național românesc, că se numește vin, că se numește dintre categoria produselor turistice sau tot la îmbrâncare, la diverse produse realizate. Așteptăm finalizarea, așteptăm rezultate. Nu uitați, ne-a spus că o să ne aduceți ceva și de la deplasarea unde plecați, bănuiesc că mâine. Mulțumesc, domnul Alexandru Potor, că iată s-au mai împlinit 24 de minute. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea Agricultura, o șansă pentru România. Am discutat cu președintele Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală, Alexandru Potor. Ne vedem și mâine seară. O seară bună tuturor!